Vremea nefavorabilă a afectat procesul de pregătire la FC Argeș, antrenorul Viorel Dumitrescu fiind nevoit să se axeze pe antrenamentele la sala de forță. Vreo 2-3 zile face numai în sala de forță. Asta este, astea sunt condițiile, ne raliem și noi și facem antrenament cum putem. Viorel Dumitrescu vrea ca returul să nu înceapă la data stabilită. Tehnicianul consideră că în acest mod ar putea beneficia elevii săi și de o pregătire pe iarbă. Legat de startul returului, sunteți de acord cu începerea lui la data fixată sau ar trebui să se amâne? Păi văd că divizia se amână cu o săptămână, probabil nu se va amâna la divizia B. Dacă se va amâna o săptămână, cu atât mai bine. Dacă nu, oricum, cei care s-au pregătit pe iarbă au un mare avantaj. Mă gândesc că poate prin și o săptămână bună să fac și eu pe iarbă, măcar o săptămână. La asta mă refer. Pentru că fotbalul se joacă pe iarbă. Probabil vom prinde vreo două etape pe Mocirlă și probabil ne va avantaja, iar după aceea ce facem? Ne uităm după adversar cum joacă? Trebuie neapărat să ne pregătim și să ne antrenăm pe iarbă, că nu se poate altfel. Într-un meci amical disputat astăzi la Bradu, FC Argeș a pierdut cu 4-2 în fața echipei de Liga 3 Athletic din localitate.